Bună și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Uge de Familie. Eu sunt Ioana și astăzi, cum nu mai ies la cumpărături sub nicio formă, avem încă un pachet pe care l-am primit și de-abia aștept să vă arăt ce ne-am cumpărat. După cum bine vedeți, produsele sunt de la Evo Emag. Stați liniștiți, acest video nu este sponsorizat de cei de la Evo Emag. Am desfăcut pachetele, pentru că știți cât de distractivă sunt eu în timp ce deschid pachetele. Și haideți să vă arăt ce mi-am cumpărat. Ne-am luat o cană pentru filtrare de la Brita, parcă se numește Marella XL. Este o cană care are 3,5 litri, are deja 3 filtre înăuntru, din câte am citit noi un filtru poate să dureze o lună de zile și motivul pentru care am cumpărat această cană este că ne este din ce în ce mai greu să cărăm sticle de apă. Am fost deja de 2 ori la magazin până acum în 2 săptămâni și de fiecare dată a fost greu să luăm, să luăm apa de care avem nevoie. Noroc că aveam făcute stocuri de mai de mult, dar este greu să cărăm apa, să luăm apa și ne pregătim într-un fel sau altul să ne fie un pic mai ușor și să folosim această cană pentru filtrare. Această cană folosește apa de la robinet, filtrează 2 litri, cana are 3 litri și jumătate. Ne-am gândit și la varianta de, stați că aici era ceva cu donat, vă povestesc mai încolo, de a cumpăra filtre în plus, pentru că nu știm dacă se vor mai găsi, pentru că poate și mai multă lume se gândește să facă ceea ce facem noi. Și am mai cumpărat încă 4 filtre plus 3, asta înseamnă, 7, deci 7 luni de zile vom putea să ne descurcăm cu apa de care avem nevoie, să sperăm, și să nu mai fie nevoie să cumpărăm aceste sticle foarte mari. Apă minerală o să luăm în continuare, dar aceste sticle foarte mari, zizind, sunt foarte greu de cărat, pentru că noi locuim la bloc și pentru că nu mai folosim liftul. Eu avem un bloc, să zicem, cu foarte multă lume în vârstă, care nu prea ține cont de regulile instaurate și fac foarte multe plimbări, se plimbă ca de obicei, fac ședințe și se întâlnesc în scara blocului și, sincer, încercăm să ne ferim de aceste persoane și să nu intrăm în contact cu ei mai mult decât este nevoie și asta înseamnă că trebuie să folosim liftul. Până la un etaj superior unde stăm, să știți că eu gâfâi când ajung la ușa apartamentului și să nu mai vorbim de cum aș fi dacă ar trebui să car 10 litri de apă într-o mână și 10 litri de apă în alta. Și atunci aceasta a fost soluția noastră. O să vă spun și ce avem aici. A, da, poți să donezi pentru Asociația Salvați Copiii, să redirecționezi 3,5% din impozitul pe venit către maternitățile din România. Se pare că cei de la Evo Emag au o campanie împreună cu Salvați Copiii. Zic să vă zic și vouă despre ce era acest plic. Și spre final, haideți să vorbim și despre costuri. Acest vlog nu a fost sponsorizat de cei de la Evo Emag, dar acolo am găsit cel mai ieftin acest produs momentan care livrează. Împreună, cana cu transportul și cu cele 4 filtre au fost 255,04 lei. Vă arăt prețurile fără TVA. 111,76 lei, la care se adaugă TVA-ul, și 91 de lei filtre, la care se adaugă TVA-ul. Aceasta este factura în total, dacă vă interesează, cam atât am dat pe această cană. Înțeles, mai ieftină decât sticlele îmbuteliate, asta dacă filtrul ține o lună de zile cum ne-am propus noi. Cam așa arată cana, pe gri, așa am selectat-o. Ia să vedem unde sunt filtrele. Deci poți să iei capacul și în interior sunt aceste filtre. Avem unul, 2. Scos punga, cam așa arată, și haide să punem și filtrul. Pe capac poți seta ziua în care ai pus filtrul sau ziua în care ai schimbat filtrul, în caz că nu mai ții minte când l-ai schimbat ultima oară, și mi se pare foarte interesant, pentru că știți cum avem tot felul de lucruri pe care trebuie să le ținem minte, una în minus. Nu o vom folosi încă de acum, pentru că dacă scoatem filtrele din aceste pachete sigilate își vor pierde din valabilitate. Vom aștepta până terminăm apa, după aceea vom începe să folosim această cană de la Brita.
Cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut acest tip de vlog și soluția noastră pentru a nu mai căra acele sticle de apă voluminoase pe scări și într-un fel sau altul, fiind mai puțin dependenți de supermarket cu lucrurile de bază, cum ar fi apa.